Bună ziua! Ediția interviurilor PS News continuă astăzi, avându-l invitat pe domnul Daniel Constantin, deputat PNL. Bună ziua, domnule Daniel Constantin, și vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi. Bună ziua, la mulți ani, fiind prima emisiune la postul nostru în acest an, și mulțumesc pentru invitație. Ce v-a determinat să faceți pasul? Vă prezentam la început, actualmente deputat PNL. Bun, istoria începe în ultimele luni din anul 2019 și practic s-a finalizat la începutul anului 2020, atunci când am făcut pasul către PNL, la invitația pe care mi-a făcut-o președintele Ludovic Orban. Dânsul v-a sunat? Sau cum a fost? Nu, am avut mai multe discuții cu domnia sa, nu numai în preajma moțiunii de cenzură, cu mult timp înainte, era o colaborare, fiind partide de opoziție și Pro-România și PNL, era o colaborare la nivelul Parlamentului și cu doamna Raluca Turcan, cu mai mulți colegi din zona PNL. A fost moțiunea de cenzură unde s-a colaborat cu tot ce înseamnă Pro-România, cu tot partidul, după care a fost acea decizie pe care eu, Sorin Câmpeanu și alți colegi, știți foarte bine, din Pro-România am luat-o, de a susține investirea guvernului Orban. Atunci am avut o discuție, probabil că vine și întrebarea aceasta vis-a-vis de răspunsul pe care l-a dat domnul Iohannis, că este ca un rezultat a ceea ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură. Am avut o discuție atunci cu domnul Orban, în care eu nu aveam de gând să, și am exprimat lucrul ăsta, nu aveam de gând să plec din Pro-România, Pro-România fiind partidul pe care l-am pornit, știți foarte bine, pe care l-am fondat. Numai practic că lucrurile... unul dintre fondatorii partidului. Nu, am fost fondatorul partidului, alături de Sorin Câmpeanu și alți câțiva colegi. Domnul Ponta nu a fost atunci, vă amintiți foarte după. Bine. A venit ulterior, în anul 2018, dar asta e mai puțin important. Eu nu aveam de gând să plec din Pro-România, numai că lucrurile aici au degenerat. Am avut o discuție cu domnul Victor Ponta și am considerat că e mai bine să nu ne jignim în public, să nu facem scandal, să ne despărțim lucrurile. Era clar că opțiunile politice sunt diferite, imediat după moțiunea de cenzură și nu numai după moțiunea de cenzură, și înainte. De fapt, pentru mine a fost foarte clar că mergem pe lucruri diferite și pe drumuri diferite din momentul în care dânsul a încercat acea colaborare, știți, cu domnul Tăriceanu. Da. Pentru mine nu mai era cale de întoarcere o colaborare cu Tăriceanu din mai multe puncte de vedere, nu neapărat personale. Am spus-o de fiecare dată, aveam opinia mea despre domnul Tăriceanu, am exprimat-o mereu și la dumneavoastră. Ca atare, nu vedeam oportună pentru Pro-România, partid nou pornit pe un alt drum politic, o colaborare cu domnul Tăriceanu și partidul domniei sale. Ca atare, pentru mine atunci acea decizie a fost de neînțeles și practic aia a fost ruptura din Pro-România. După ceea ce s-a întâmplat, sigur că a fost doar picătura la investirea guvernului, un lucru pe care nu l-am înțeles. Victor nu a fost de acord cu investirea guvernului după ce am dat jos. Deci a fost de acord după să ce am dat jos moțiunea. Guvernul, da, după ce am dat jos guvernul PSD. Sunt mai multe lucruri, nu vreau să le fac publice pentru că nu vreau să-l pun nici pe dânsul într-o lumină. Dar cum a reacționat Victor Ponta? V-ați dus la el și ați spus eu o să plec? Nu, aș fi vrut să am o discuție față în față înainte de investirea guvernului, dar nu a fost în țară. Și atunci am avut câteva discuții telefonice, am spus dinainte că o să facem lucrul ăsta și cred că e bine pentru țară să facem treaba asta, am spus-o și au fost foarte multe argumente. Unii spun sigur că sunt argumente clasice, eu spun că sunt argumente pertinente și care se văd astăzi. Dacă gândiți-vă într-o situație politică destul de nesigură, nu e o majoritate stabilă în momentul de față la nivelul Parlamentului, dacă nu am fi avut un buget pentru anul 2020, dacă nu am fi avut o oarecare stabilitate, cred că ne-am fi dreptat foarte clar către o criză economică, nu numai politică. De aceea, și guvernul a ales de multe ori această cale a asumării răspunderii, cum am văzut și astăzi, spre exemplu, că și-a asumat răspunderea pe proiectul pentru alegerea primarilor în două tururi. Da, a exprimat domnul Orban opțiunea politică pe care o va lua în perioada imediat următoare. Deci asta ca să închei capitolul acesta cu ce s-a întâmplat la investirea guvernului, am spus-o și cred că o să o spun foarte mult timp de acum înainte. N-am vrut un scandal public cu Victor Ponta. Opțiunile politice au fost diferite și atunci și la chestiunea cu Tăriceanu și pe ansamblu. Eu am făcut Pro-România, am pornit acest proiect politic nou cu ideea de a ține un partid pe zona de centru, centru-dreapta, dacă vreți. Și la început, domnul Ponta a fost de acord. După care, încet, încet... Știți cum e? Când te apropii de alegeri, probabil simți nevoia să acumulezi cât mai multe voturi și era mai facil să acumuleze voturi oarecum pe zona de centru-stânga, considerând că aici au venit partea
să spunem așa, mai bună din ceea ce însemna PSD-ul și, da, și în realitate așa este. Aici au venit oameni care totuși au performat în guvernarea Ponta și poate că arăta altfel, dar eu cred, am fost de părere că nu e bine să sacrificăm o idee pe care am pornit-o, de a face un partid pe zona de centru, centru-dreapta, numai pentru niște voturi imediate pe care le-ar fi putut obține atunci domnul Victor Ponta. Eu am fost întotdeauna, și nu numai eu, și Sorin Câmpeanu, oameni de centru, centru-dreapta. Dacă vă amintiți, pentru că am văzut foarte multe, am stat departe de când am făcut această trecere, cum spun unii, la Partidul Național Liberal, eu spun că sunt acolo unde trebuia să fiu mai de mult timp. Am văzut foarte multe comentarii care s-au făcut. Dacă vă uitați, Partidul Conservator pe care l-am condus mai bine de 5 ani de zile avea prima propoziție în statut un partid social-liberal, deci de centru, centru-dreapta. După care ALDE s-a format de asemenea ca un partid de centru-dreapta. Am fost copreședinte mai bine de 2 ani de zile la ALDE. După care am fondat un partid și încă de la momentul lansării, în 27 mai 2017, am spus că este un partid de centru cu accente patriotice. Astea au fost cuvintele pe care le-am folosit atunci. Acum, asigur că sunt mulți care sunt cârcotați și comentează că au fost treceri dintr-o parte. Nu, dacă linia noastră a fost aceeași și nu o vom menține în permanență. În ce s-a transformat pro-România? Nu, dar am văzut și abordări, nu vreau să mă justific cu absolut nimic, dar am văzut și abordări de genul, domnule, traseiști. Deci oameni care de-a lungul timpului au avut cu totul și cu totul alte abordări, dintr-o dată și-au schimbat așa bine, optica. Bine, nici n-ați fi singurul caz, că sunt nenumărați cazuri. Dar nu e asta. Ideea este următoarea. Eu am făcut acum a doua adeziune din viața mea și cred că ultima. Am făcut o singură adeziune la Partidul Conservator în 2006, am ajuns președinte în 2010, după care am fondat alte două partide. Spunea cineva, mă uitam așa, mă și distram, dar mă rog, asta este viața politică, trebuie oamenii, cred că știu mai bine. Dom'le, a fost la Partidul Conservator, a plecat după aceea la ALDE, a plecat după aceea la Pro-România. N-am plecat nicăieri. Acelea sunt două partide pe care le-am fondat. Le-am fondat din nevoia tocmai de a nu a pleca în altă parte. Niciodată nu mi-am dorit să trec de la un partid la altul. Ați fondat numai partid că... și l-ați lăsat pe mâna altuia în am final. Fondat partidul și, din păcate, iată că în mod clar cu domnul Tăriceanu, cred că am făcut o greșeală și știți cum e, dă-i omului puterea ca să-l vezi cu adevărat cine este. În momentul în care s-a ajuns la guvernare în anul 2017, împreună cu domnul Dragnea, au luat-o pe un anumit drum cu care eu n-am fost de acord și am plecat atunci de la guvernare. Eram vicepremier, am declanșat acel conflict cu domnul Tereceanu și am spus eu nu pot să merg mai departe pe drumul acesta, vă amintiți foarte bine, mi-a explicat și la dumneavoastră în emisiune, și am fondat un alt partid, n-am vrut să plec în altă parte. Numai că, din păcate, am văzut că și aici am vrut să fac ceva, drumurile au mers în altă direcție, ca atare... am hotărât să mă alătur unor colegi cu care am colaborat în acești 10 ani de când sunt în zona de politică. Dar cum arată Pro-România acum? Spuneați că s-a schimbat. Eu nu cum vreau arată să... acum Pro-România? Uitați-vă ce sunt. Nu vreau să-i critic pe cei care sunt acolo. Le doresc succes. Au venit alături de mine într-un moment delicat în care și noi avem nevoie să ne întărim și ei vreau să-și găsească un drum foarte clar. Sper să reușească în următoarele alegeri, deși va fi foarte greu. Însă nu puteam să fiu de acord cu acea încercare de colaborare cu Tăriceanu, care s-a dorit să merge mai departe, vă spun cu argumente concrete. N-a fost doar o colaborare pentru alegerile prezidențiale, n-a-l susține pe domnul Diaconu. Am va spus fi și o public, colaborare și pentru locale? Nu cred că va mai fi o colaborare ALDE Pro-România, pentru că lucrurile s-au separat, s-au certat ulterior, au fost acele declarații publice, dar inițial s-a dorit a se face chiar o alianță, poate chiar o fuziune. Din diverse motive care n-au ținut de mine, n-am fost la nicio întâlnire cu domnul Tăriceanu în perioada respectivă, deci nu știu exact ce a fost acolo, dar din diverse motive nu s-a mers mai departe. Pro-România acum am văzut că are o direcție foarte clară, e doar un partid de centru-stânga. Eu nu puteam să fiu de centru-stânga, am spus-o, i-am spus-o și lui Victor de fiecare dată. Și acum înțeleg că analizează două opțiuni, de a face fuziune cu PSD-ul sau de a face alianță cu PSD-ul. Oricare variantă pentru mine era inacceptabilă. Deci o alăturare cu PSD-ul ar fi fost exclusă? Eu cred că PSD-ul a demonstrat ce poate în acești ani
și am văzut că și noua conducere, din păcate, numai că nu merge pe altă direcție, nu se dezice deloc de ceea ce s-a întâmplat. Și nu mă refer numai pe zona de justiție, că noastră mă știți pe mine, n-am discutat foarte mult ce s-a întâmplat în zona de justiție, am spus acolo unde trebuia să spunem, la nivelul Parlamentului, în ședințele cu ușile închise. Pentru că eu așa cred că nu trebuie să vorbești foarte mult de zona de justiție, o putere separat în stat și trebuie la nivelul Parlamentului să ajutăm cât putem de mult prin ceea ce înseamnă procesul legislativ. Dar din punct de vedere economic, în guvernarea PSD-ALDE, lucrurile nu au mers în direcția potrivită și acum poate că se plătesc anumite note de plată pe care le-au lăsat cei de la PSD. Și a venit o nouă conducere acum, sau probabil că va veni o nouă conducere, care văd că, din contră, apără mai multe măsuri care s-au luat în acea perioadă. Dacă aș fi fost în Pro-România, aș fi spus foarte clar. Nu sunt de acord să facem colaborare cu oameni care nu se dezic. În primul rând, trebuia să ieși public să spui, dom'le, a fost o greșeală, ne asumăm. Nu numai că am avut măsuri economice, ci am avut un sistem de promovare extrem de greșit. Dar acum în ce relație sunteți cu Victor Ponta? În ce relație ați rămas? Vă sunați, vă vedeți? Avem o relație decentă, nu m-am văzut, deși am solicitat întâlnirea de câteva ori, pentru că cred că era frumos să spunem mai multe lucruri. Nici înainte de plecare, nici după, nu v-ați văzut? Ne-am văzut doar la nivelul Parlamentului, ne-am salutat atât, am mai schimbat câteva mesaje. Deci ați avut o discuție. N-am avut o discuție, pentru eu am solicitat o discuție, dar nu și-a găsit timpul. A și fost sărbătorile, a fost această perioadă. Probabil că o să avem o discuție. Rămânem în relații decente, am spus foarte clar că nu vrem să ne spălăm rufele în public. De aceea nu vreau să spun mai multe lucruri vis-a-vis de ce s-a întâmplat acolo. Eu cred că m-am mers pe lucruri diferite și nu o să mă auziți să vorbesc decât de construcție de acum înainte. Dumneavoastră ați plecat împreună cu alți colegi. Da. Mai urmează încă un val, nu știu, mai sunt colegi nemulțumiți eu care am vrut să, știți, vor să meargă în către care, PNL? În momentul în care se ceartă în oamenii politici, apar tot felul de situații în care azi pleacă unul, mâine mai pleacă celălalt, tocmai pentru a produce mai multe răni în partea cealaltă. Eu n-am vrut treaba asta, pentru că totuși Pro-România e un proiect pe care eu l-am fondat și la care am ținut și țin în continuare. De aceea, toți colegii care n-au mai fost de acord cu politica aceasta merge către stânga și cu acele, zic eu, bâlbe care au avut loc în perioada alegerilor prezidențiale, la moțiune și după moțiune, au semnat o demisie colectivă, toți au plecat odată, tocmai pentru a nu crea un scandal în fiecare săptămână vis-a-vis de ce se întâmplă în Pro-România. Ca atare, dacă vor mai fi plecări, probabil că vor mai fi plecări izolate. Nu vor fi. Știți, n-aveți discuții cu colegii, vechi colegi, nemulțumiți? Probabil mai sunt nemulțumiți. Am discuții cu toți și toți sunt îngrijorați de ceea ce s-a întâmplat și pot să-i înțeleg. Nu e o situație plăcută și poate că aici noi ar fi trebuit să așezăm lucrurile ceva mai bine, să înțeleagă toată lumea ce s-a întâmplat, astfel încât să acei oameni care au venit totuși la rugămintea noastră la un moment dat să nu sufere. Cum e viața la Partidul Național Liberal? Aveți cât 2 săptămâni, nu? De când v-ați... Da, la începutul anului am semnat adeziunea. Am semnat un protocol. Am înțeles că acum sunteți în biroul executiv al partidului. Da, și eu și Sorin Câmpeanu suntem în biroul executiv, avem funcția de vicepreședinți. Am semnat un protocol cu domnul Orban la sfârșitul anului 2019, pe 27 decembrie, pe care l-a validat în prima ședință a biroului executiv, urmând mai departe de forurile superioare să fie validat. M-am bucurat și le mulțumesc tuturor colegilor din PNL că ne-au acceptat acest protocol în unanimitate, nu a fost nici măcar o abținere și cred că lucrul acesta se datorează unei colaborări foarte bune pe care am avut-o în trecut încă de pe vremea USL-ului. Cunosc foarte mulți colegi încă de atunci și pot să spun că sunt oameni de calitate cu care am avut o colaborare foarte, foarte bună și cred că punând energiile împreună putem să construim împreună lucruri bune pentru cetățeni. Despre asta ce este vă vorba. Propuneți dumneavoastră să eu îmi propun prin experiența pe care eu am acumulat-o să îmbunătățesc tot ce înseamnă procesul legislativ și actul de guvernare fără să mă implic în mod direct în actul de guvernare. Am auzit și astfel de discuții că am negociat funcții. Eu m-aș întoarce puțin în trecut și dacă vroiam să obținem funcții, cred că am fi răspuns unei chemări pe care am avut-o din partea PSD-ului în vara anului 2019, atunci când am refuzat orice fel de întâlnire, chiar dacă ea a fost făcută de prim-ministru în funcție la vremea respectivă, tocmai pentru a nu da impresia, de nu a da speranța că am putea accepta anumite funcții. Am refuzat din nou start orice fel de întâlnire și am rămas consecvenți.
Nici acum n-am negociat niciun fel de funcție, vrem să ne punem experiența pe care și eu, și Sorin Câmpeanu, și Damian Florea, și Mircea Banias am acumulat-o de-a lungul timpului, astfel încât să îmbunătățim și să avem și PNL-ul să aibă o guvernare eficientă. Spuneam la început că guvernul astăzi și-a anunțat practic răspunderea pe alegerea primarilor în două tururi. La ce efecte vă așteptați? Am văzut că la PSD deja Marcel Ciolacu, președintele, a ieșit și a spus că vor depune PSD-iștii moțiune de cenzură. Este pregătit guvernul Orban? Cum arată aritmetica parlamentară? Este pregătit să treacă de această moțiune? Vom vedea ce se va întâmpla la nivelul Parlamentului, dar eu cred că PNL-ul câștigă în orice variantă. Și dacă trece o moțiune, se declanșează procesul de alegere anticipată. Ceea ce și doresc, și dacă, de altfel. Și dacă nu trece moțiunea de cenzură, câștigăm la nivelul procesului electoral, pentru că alegerea primarilor în două tururi este un obiectiv pe care și eu personal și atunci când am fost președinte la Partidul Conservator și copreședinte ALDE și președinte inițial la Pro-România până a venit Victor Ponta, am urmărit acest obiectiv și acum iată că avem posibilitatea să-l punem în practică. Cred că vor câștiga alegătorii până la urmă. Gândiți-vă că sunt primari care au câștigat și cu 25-27%. Nu au reprezentativitatea necesară astfel încât să conducă o comunitate. Primarul trebuie să aibă forță și forța este dată de procesul electoral. Ca atare, eu cred că dacă ajungem să avem alegeri în două tururi, este un lucru extraordinar de bun. Cum, de asemenea, cred că dacă avem alegeri anticipate, cred că e un lucru bun, pentru că altfel, uitați-vă, riscăm să repetăm anul 2016, atunci când economia a bătut pasul pe loc. În momentul în care guvernul are o putere mai mare și o susținere mai mare la nivelul Parlamentului, categoric poate să vină cu reforme mai multe, poate să-și implementeze programul de guvernare cu o ușurință mult mai mare. Dar am văzut că și aminteam când la începutul discuției despre asumarea guvernului și chiar și pe buget, unde am avut, iată, o decizie istorică. Asumarea, această cale a asumării răspunderii, nu creează un precedent periculos? Bun, sunt tot felul de abordări de unde depinde din ce unghi privești. Dacă privești din partea celui care este la guvernare, sigur că guvernul a gândit că își dorește un buget care să nu fie măcelărit la nivelul Parlamentului. Și asta era singura variantă? Era singura cale la momentul respectiv. Era singura cale pentru că altfel trebuia, așa cum se întâmplă și acum, să vii să negociezi cu fiecare partid în parte, iar opțiunile sunt diferite. Sunt multe partide care susțin guvernul în momentul acesta, multe zone, să spunem așa, din Parlament și evident, având o anumită structură, fiecare zonă încearcă să influențeze într-un fel sau altul. Așa se întâmpla și pe buget. Din acest motiv nu este cea mai plăcută cale, dar a fost una sănătoasă pentru acest moment. Dar creează un precedent? Poate crea un precedent periculos? Eu cred că pentru alte guverne viitoare. Eu cred că pentru viitor n-ar trebui să ajungem într-o situație în care să nu dăm unui guvern, cum să spun, puterea de a decide ceea ce trebuie să facă. Trebuie să avem, dacă avem o picare de guvern, trebuie să mergem rapid pe acest proces de alegeri anticipate, dacă el se poate aplica, astfel încât guvernul să nu fie pus într-o astfel de situație. Alegerile anticipate, am înțeles că guvernul Orban acum tot încearcă variante de cum ar putea să pornească alegerile anticipate. Moțiunea de cenzură e o variantă, o altă variantă ar fi demisia. Acestea sunt variante pe care le va prezenta domnul Orban după o analiză profundă pe care o va face și în cadrul conducerii PNL. Dar ultimele discuții din PNL la ce? Deocamdată sunt discuții și cred că nu e momentul deocamdată, până când nu ajungem la o concluzie, nu este momentul de a crea anumite speculații. Domnule Daniel Constantin, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă doresc mult succes în PNL și să ne auzim cu bine data viitoare. Și eu vă mulțumesc. Mulțumim.